dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs, că e cam de plâns. Îmi aduc aminte câte mi-am luat, pentru că mi-am permis, încă nu era președinte Klaus Iohannis, era dezbaterea finală, mi-am permis să mă iau puțin de el. Ai tras niște semnale de alarmă, da, da. Vai de capul meu, câte am avut de îndurat atunci. A trecut timpul și mă întâlnesc și pe stradă cu mulți oameni care îmi spun că sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți de președintele lor. Și eu le zic, eu nu sunt. Nu sunt deloc dezamăgită, pentru că n-am avut așteptări. N-ați avut așteptări, da. Suntem permanent dezamăgiți. Problema este că nu și transformăm în ceva mai eficient această dezamăgire. Eu nici nu vreau să mă gândesc și o mai legeva. E o realitate, dacă îmi dați voie. E o realitate pe care deja o vede tot mai multă lume. Din păcate, e tot mai dureroasă și, din păcate, cu foarte multe efecte. Adică noi râdem, glumim, vedem ce spune acest om. Dar el este președintele României, conduce România, conduce politica externă a României, iertați-mă, românul de atâția ani. Atât a făcut...